Să prezint unboxing la o carcasă de la Fractal Design. Modelul este Define Nano S. Este modelul mai micuț pentru Mini ITX. E varianta windowed și cam atât pe aici. E foarte simplist, foarte minimalist pachetul. În această parte o să-l și ridic și o să-l apropii. O să vedem specificațiile și dimensiunile. Putem vedea că suportă două driver de 2,5 și două de 3,5 inch, două PCI Express-uri, este Mini ITX, are două USB-uri 3.0, audio in și out, power button și reset, na, suportă surse ATX, placă video de până la 350 mm, ceea ce e mai mult decât suficient. Culori de procesor de 160 mm înălțime, iar dimensiunile carcasei sunt micuțe, drăguțe și așa. Aici ne spune și ce răcire are. Vine în față cu un ventilator de 140, în spate nu vine nimic, dar suportă două de 120 sau două de 140, la fel ca și în față. În spate vine cu unul de 120 și suportă unul de 120. În podea 1 de 120, are filtre și cam atât. Pe această parte putem vedea diagrama și cum este montată, adică partea din față, filtrele și acesta, side panel-ul, ventilatoarele și le prezintă în detaliu aici, treiurile, dar asta o să vi le arăt eu după ce o desfac. Ok, pun pauză, o desfac și continuăm. Cam așa arată în pachet, nu arată rău. E bine împachetată, ținând cont cât de mică e, nici nu mă miră, da, spuma e încă bună și e chiar groasă pentru cât de mare e carcasa, spuma asta e foarte groasă și foarte solidă, sau polistiren, cum vreți să-i spuneți. Așa, că asta e carcasa, o să o scot și din spuma de jos, așa. Și bineînțeles, în podea, avem manualul de utilizare. E bine să-l vizualizați, să-l citiți. Eu, cum am ceva experiență, nu o să-mi trebuiască, dar nu sunt doar eu pe aici. Haideți să scoatem sticla. Ne apucăm de treabă. Bun. Cam așa arată. Și pot să zic că nu arată rău deloc. Poate vedea micuță, drăguță. Da? În spate avem ventilatorul de 120 mm și cele două sloturi PCI Express, unde, în locul unde se pune sursa. Ventilatorul se poate pune mai sus, mai jos. Șuruburile de mână. În partea de sus avem modul ventul. Dacă nu mă înșel și nu mă înșel, acesta se desface de din interior. În față avem I/O, adică două USB 3.0, butonul de power, butonul de reset, mufa de microfon și de căști. Pe lateral avem fantele de aerisire, destul de bune. Haideți să și desfac partea din față, cum am zis. Ah, ăsta e filtrul din podea. Da, trebuie scos asta. Și cam așa arată filtrul în podea. Filtru normal. Este și din comun. Acum o să desfac fanta. Cam așa arată. Avem material fonoabsorbant. Foarte util. Și aici avem următorul filtru. Se poate vedea. Tot așa este. Se fixează în asta. După ce este magnetic. Ceea ce e un lucru foarte bun. Dar haideți să intrăm și în interior și să continuăm. Oh, bun! Nu e ca la Color Master să-mi trebuiască șurubelniță. Așa. Bun. Acesta este side panel-ul cu acrilic. Arată rău. Chiar nu arată rău. Să-l pun în siguranță, să stea în siguranță. Bun. Iar în interior putem vedea odată, mount-ul pentru, adică stand-off-urile, distanțierii sunt deja montați, grometurile, destul de bune. Avem HD audio,
USB 3.0, front panel, ventilator de 140 de care ziceau ei și cutiuța de jucării, vorba vine. Așa. Aici ne spune exact ce vine în cutie. Nu mai le enumer eu, dar puteți pune pauză să vedeți. Așa. Bun. În mod evident, după cum am spus, se poate scoate ușor. Nu stau să scot acum. Dar și acela are material fonoabsorbant. Că de ce nu? Așa. Haideți să desfac și spatele. Well, i-am lăudat prea mult. Unul dintre side panel-uri se pare că tot o să am nevoie de șurubelniță. Well, da. Așa. Un lucru mare, șuruburile sunt captive, adică nu le putem pierde. Iar și acest side panel are material fonoabsorbant, se vede. Foarte, foarte solid. Și o să pun și pe asta în siguranță. Așa. Și așa arată spatele. Avem odată ventilator din față, este de 3 pini, iar cel din spate, bineînțeles, tot de 3 pini. Aici putem monta cele două SSD-uri de 2.5. Aici ar fi un hard disk de 3.5 sau un SSD de 2.5. Și încă un hard disk se mai poate monta în partea de jos. Nu știu să vedem. Aici se poate monta sau un ventilator de 120 mm. Cam așa arată carcasa. Destul de simplă. Ia să vedem. Pot să scot modul ventul. Să vă arăt și asta. Da. Și acum trebuie să le găsesc și pe astea din partea asta. Da. Cred că da. Așa se întâmplă când... Încă unul. Bingo. Cam așa arată modul ventul și asta are material fonoabsorbant. Iar în tavan putem vedea că se poate pune un cooler pe lichid de 120 sau 240, la fel ca și ventilatoare, două de 120 sau două de 140. Da, cam așa arată. Acum e scheletul. Da. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi cât mai bună. La revedere!